Cine era Alexandru Marghiloman? Era un fiu de moșier dintr-o familie de mai recentă boierie, cu moșii mari, un om care studiase în Franța, care făcuse dreptul, care fusese magistrat, care devenise om politic conservator, care avusese deja funcții importante de parlamentar sau ministru, un om foarte elegant, foarte aristocrat în toate gesturile și pasiunile lui, printre altele foarte pasionat de echitație, de cai, de curse, avea o herghelie formidabilă de cal pur sânge englez și a fost foarte mulți ani vicepreședinte la Jockey Clubul Român, o instituție de elită a țării. Alexandru Marghiloman își datorează o posteritate, dacă nu negativă, cel puțin îndoielnică, faptului că el a devenit conducătorul guvernului pro-german de la București în momentul ocupării părții de sud a României de către puterile centrale în 1916. Era un om politic conservator dintr-o foarte onorabilă familie. Era un om politic care avea toate pretențiile legitime în a conduce guvernul României. Era, sigur, alături de Petre Carp și Titu Maiorescu, erau cele trei nume mari ale Partidului Conservator, cu care în perioada de după Mica Unire era în competiție permanentă Partidul Național Liberal. Să avem două partide mari și simple, Partidul Național Liberal cu o conducere reținută cu o anumită perioadă care, dar cu o conducere care este exercitată de regulă de familia Brătianu, dar avem preajma anului 1900 și pe Dea Sturza, deci o ușoară întrerupere a domniei brătienilor în Partidul Național Liberal, dar în general Partidul Național Liberal este condus de familia Brătianu și în partea cealaltă, din acest punct de vedere, conducerea Partidului Conservator era diversă, nu exista o singură familie. Un politician care avea toate antenele foarte bine racordate și la teritoriu. Nu era un bucureștean, era un buzoian care ajunge în cele mai înalte funcții și demnități ale statului român. Un om care își face întâi foarte bine meseria, a fost și procuror, și judecător, și avocat, și cunoaște sistemul judiciar, tot vorbim de independența justiției, este unul din cei care creionează niște legi ale independenței justiției și în mai multe mandate ministeriale la Ministerul Justiției reușește să facă din România o țară cu un sistem de independență a judecătorilor și al justiției în general printre cele mai moderne din Europa. Deci întâi și construiește ceva pe domeniul lui, dar își permite să se ducă și în alte zone. A fost chiar ministru de finanțe. Atunci când a fost războiul, când a fost războaiele balcanice și când s-a încheiat acea pace de la București, îl prinde în funcția de ministru de finanțe. Era și un obicei al nostru. Nu aveam atât de mulți oameni politici pe care să-i specializăm doar pe un domeniu. Ei se tot perindau pe toate ministerele. Știau foarte bine să gestioneze și un minister pe care nu doar expertiza îi stătea în spate. Știa foarte bine să se descurce și în domeniul finanțelor. Ori Marghiloman, cu această expertiză, am putea noi să-i spunem, reușește foarte bine să navigheze și în timpul primului război mondial și îl ajută foarte mult aici claritatea discursului. România nu putea să își permită să joace pe o singură carte. România trebuia să-și găsească rostul ei de a fi alături de alte țări, alături de alte popoare, în orice caz împreună cu altele totdeauna. Pentru că este o țară care are nevoie de aliați tot timpul. Marghiloman face studii în drept, studii serioase. La Paris, unde făceau cei mai mulți dintre cei care au făcut dreptul.
marea majoritate a celor care plecau din țară și se duceau să facă studii în afară, făceau în Franța. Și, în general, făceau studii de drept. Cum vine în țară, după aceea, câteva luni practică meseria aceasta pe care o dobândise de judecător, dar nu mai practică, ci intră în politică foarte repede. Tentația noastră este aceea de a-i vedea pe filogermanii societății românești ca pe niște trădători, ceea ce este, după părerea mea, cu totul fals, iar acest lucru se datorează faptului că de multe ori neglijăm imaginea de ansamblu a evenimentelor și avem tendința să ne uităm doar la final, la episodul fericit de final, realizarea României Mari. După părerea mea, germanofilii nu sunt niște trădători. Ei sunt patrioți, la fel de veritabil precum antantiștii. Pentru că ei nu au părăsit vreo clipă interesul național, pur și simplu ei au văzut realizarea proiectului național român într-o altă formulă decât cea văzută de antantiști. Germanofilii erau convinși de faptul că Germania și Austro-Ungaria vor fi victorioase în război și că Germania va decide drept recompensă realizarea României Mari, în timp ce antantiștii credeau că victorioase vor fi Marea Britanie și Franța, aceste puteri garantând la rândul lor realizarea României Mari. În momentul în care acceptă să conducă guvernul numit de ocupant, Marghiloman are în vedere interesul național și nu trădarea acestui interes. De altfel, Alexandru Marghiloman fusese și până în 1916 o figură politică importantă. El provine dintr-o veche și bogată familie a marii boierimi românești, a aristocrației românești. Este un om inteligent, este un om educat, este un om cu o bogată experiență administrativă pentru că deținuse numeroase funcții până în perioada războiului. El este unul dintre liderii Partidului Conservator, cel de-al doilea partid, alături de Partidul Național Liberal, care a patronat modernizarea societății românești, alături de familia regală din țară.